Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din The Hunter Primal. Episodul trecut ne-am făcut ceva probleme cu T-Rex-ul încercând să ne luăm itemele, încercând și reușind, logic. Uite o cutie aici, hai să o luăm. Nu mă mai duc acolo unde am murit, am zis că acum o să mă îndrept spre ceilalți, dar ce mult mai ok, vânăm în grup, să sperăm că sunt pașnici. Am și un shotgun, sunt cocoștel, autele. Dar de ce l-am făcut negru? Nu știu, bine, acolo nu arată atât de negru precum e în joc, dar na. Apropo, dacă vă place această serie și mă susțineți în continuare și vreți mai multe clipuri, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe. Atât. Și asta ar trebui să o văd în 3, sau aud cel puțin, 2, 1, nu, buleale. Sper că o auzi doar atunci când ești foarte aproape, se și vede, mă. Armă, gloanțe, foarte multe gloanțe, care oricum, muniție pentru pistol, calibru 44. Dar ăștia vă că cât de cât răspândiți, 1800, 1700, 2000, 2000, 3000, 3000. Ok, deci sunt așa împrăștiați puțin. Ia stai așa, de ce fel de asta dă munți, ceva? Dar nu văd. Ce-am făcut, mă? Ok, bun. Continuăm acum. Deci e foarte folositor un copac de ăsta când fugi de ceva. Bine, mai puțin de ăștia mici, că intră acolo. Dar ne-a salvat atunci, bine, chiar dacă am murit după, ne-a salvat pe moment, ceea ce e ok. Bun, ce e aici? E bușteanul ăsta, și cum ar trebui să trec? Bă, de ce nasol că nu poți sări? Ok, ceva cutii, să mă mai uit din când în când, nu, absolut nimica pe aici. Era șmecher să poți să găsești vehicule într-un d-ăsta, o clădire abandonată, să ai drumuri, mamă, era super șmecher, ce să fie chiar ca o vânătoare de dinozauri. Așa e puțin cam... Ce e chestia aia? Ok, nu se încărcase textura. Așa e puțin cam nasol, stai să te plimbi, în fine, e frumos environmentul. Îmi place foarte mult. Adică chiar îți dă senzația aia, așa, că e un joc survivor, știi, să supraviețuiești, pădure, chestii. Cel puțin mie îmi place foarte mult. Mamă, să aibă rasta, așa, grafic, adică să aibă așa environmentul. Mamă, cred că toată ziua eram pe el, nu mai ieșeam. Da, bine, ăla mai sunt și alte chestii, mai raidezi acolo. Chestii. Era tare să-mi iau damage, știi? Era buleală. Plouă. Pă, fucking bune. Ce se auzea? Bipă e ceva. Inventar, am pus alea, da, pe 5 folosesc. Păi și? Se regenerează viața mai greu. Bă, da, am 2 shotgun-uri, dacă observați. Utilizează mouse-ul pentru a ridica arma. Deci, dacă observați, am 2 shotgun-uri. Dar una e buguită. Deci, o armă s-a buguit în momentul în care eu am murit. Am ce nasol, plouă. A vânat un Triceratops. Dar nu zice și cu ce armă. Acolo e apă? Da, e apă. What? E ceva sub apă, ori e ceva șipcă, ori e ceva sub apă. Nu! Cream că iară mi-au de mine. Ce realistă e apa. Ce shit! Așa, la depărtare e ok, dar aici a ieșit apa. Nasoală. În fine, hai să nu ne plângem de grafică. Că până la urmă nu asta contează cel mai mult. Ceva cutioaice. Nimic, nimic. Ăla era 800 de metri, cid. Aleluia, cineva aproape. Am văzut eu bine sau ăla era o ciupercă? Dacă era o ciupercă e bine, că mănânc. Am văzut ceva deschis. No, n-am văzut bine. Trist. Bun, o să mă duc la Cid, care e pe D-Type muntele. Uite, eu pe aici așa. Ok, bun. Nice. Dar oare are ceva acolo? Că văd că stă pe loc, nu se mișcă. Probabil a găsit el ceva. Sau a fi ceva pe acolo. Pe unde aș putea să urc, aș putea să o iau de acum, așa, roată să merg. Ce să-i zic? Oh, capsul. Aveam capsula cu on. O să-i zic dacă vrea să facem team. Pache, pache. Aparent se bate cu cineva. Și un dinozaur pe aici, că sunt urme. Bite. Team. Triceratops a vânat și asta. Mă, bă, dar ăștia sunt mari vânători, mă. Rău, mică, bine. Ăștia-mi folosesc de-alea. Flutură. A descoperit omul emoticonele astea. Sau cum or fi ele. Comenzile alea rapide. Bă, ce vânează ăsta, mă, ești nebun la cap? Ce-i vede? Mă înseamnă că nu poți să-i bazi un glonț în cap, știi? Era șmecher. Să sperăm că nu dau de nicio bestie de aia pe aici, că e puțin nasol. Bine, am 6 gloanțe, 14 gloanțe, pardon. 14, 15. 15 gloanțe. Stai, ce era chestia din îndepărtare? Da. Nu l-a lăsasem asta să se încarce și am crezut că e ceva cutie pe acolo. Iar a vânat unul, mă! Bă, ăsta cred că stă așa sus, bam. Și vânează, nu atâta. De ce nu se numește Dinosaur Hunter sau ceva de genul? Ok. Bine, tot are The Hunter Primal. Da. Ce nu-mi place mie că nu toate serverele sunt PvP. Adică, băi, frate, dădeai de unul, bam, îi dădeai ceva mașetă în cap, gloanțe în gură. Și aia era. Ce te complice atât? Te duci, buf, și cap. Era ceva. E un T-Rex pe aici. Nu vreau să iau în frunzele alea, dar nu pot. Am urcat peste ele. E un T-Rex pe aici, după cum se aude. O să stau puțin în caz de-l văd. Da, ăsta stă așa la chem și vânează. Who is the Rexy? Mamă, ce... Ce limbă vorbești, mă, tată? Hablas English? No. Uita-l. Pă bune. Nu știu ce am făcut mai exact. Dar am făcut eu ceva. Avem un prieten! Uhu! Uite-l acolo. Da, faza e și un T-Rex pe aici. Ce-i faza cu punctul ăla acolo? Deci sunt fix pe el, nu? Care-i faza cu punctul? What the fuck? Ok, ok, hai să nu mă încurc mai mult în chestiile astea. E ceva pe aici, sigur, oricum. Triceratopsul ăla mi se pare că te atacă doar dacă îl ataci. Fuck. Pă bune și-a dat disconnect. Nu! Tuți! Nu m-a văzut. Bă, de ce ăștia... M-a văzut. Ăștia ca să nu moră, își dau disconnect. Disconnect! Oh, ok, fuck. Nigga! Nigga! Fucking nigga! M-am urât. Vreau să-mi dau disconnect, n-am apucat. Deci aparent așa rămâi cu itemele, îți dai disconnect ca un fucking nigga. The problem is că am murit la naiba în praznic. Sunt mulți aici! Mă duc, bă! Deci era iteme. Haha! Uhu! Stau pe lângă ei. Da. Deci, așa se procedează. Bă, dar care-i butonul de disconnect, mă? A, X-ul ăsta pe aici. Da, ce femei, bă, ce femei. Cum mă vine ăla la tine? Tu ești din joc, mă? Ce-i asta? Cât am? 800 de metri, 400 de metri FK, inventar, 800. Deci ăștia am nimerit bine, am nimerit pe cealaltă parte a hărții. Și sunt mulți aici. Knife. Mă duc și eu acolo. Ceva cutii pe drum. Nimic. Gol! Cât mai am? 300 de metri. Adică gen după dealul ăsta ar trebui să îi văd. Și iar am pierdut shotgun-ul, bă. Iar am pierdut shotgun-ul. Fuck! De ce? Deci aparent nu prea moare T-Rex-ul ăla așa cu una, cu două. A fost ucis de T-Rex. Bravo, tati. Mamă, aici sunt 4. Au vânat ăștia ceva. Triceratops. Civilizație! Cutii? Fără cutii. Și aș putea să mă duc să îmi iau eu itemele acolo frumos, care sunt la 2000 și de metri. Deci aș avea de mers o grămadă. Sau aș putea să mă duc la ăștia să le cer ceva iteme, poate îmi dă. Deci nu prea cred. Soul. Dar măcar ne-am bătut și noi cu ăla. Oare cum ucizi un T-Rex? Sau câți trebuie? Probabil dacă rămânea și ăla și îi trăgeam amândoi în el de când l-am văzut prima oară, era ok. 70 de metri e FK ăla. Tipul ăla vine spre mine. Mă, nu. O, eu mă dai, bă, cu arme. Ce caută ăla? A găsit ceva cutie, probabil, nu. Bă, da, ăștia toți de ce-s verzi? Ce vrem asta? Ce-și bate joc de mine? Bă! Dar nu știu cum să fac și eu dale. Nu știu cum să fac dale. Bă, urâtule. Hai că mă distrez. Bine, mă. Ce fluturi, mă, fluturața și capul. Mă, nu pot să-l ciordesc așa viu. Era sportul meu favorit, cred că. Dar aparent nu merge. Bă, da. Ce urme sunt astea de... sânge. Urme de sânge, da. Așa de Rex, T-Rex. Oare dacă avem numele Trex. Era ciudat. Și acolo, mapă T-Rex. La 2000 de metri, ceva de genul, veneau toți după mine. Bă, cum se vede. Uite o cutie. Hello. Deci, uitați cum se vede încolo, ce șmecher e. Bun, o să las asta puțin să se încarce. Deci, iar am pierdut itemele, le-am avut și noi jumătate de episod. Și le-am pierdut din nou, dar asta nu este o problemă, nu? Pentru noi nu este. Dar ce o să vedeți acum, iteme bune în cutia aia. Am mers 10 km, aproape, 9, da, 9 am mers. Era tare să ai stamina, shit. Sunt un mic pușcăriaș, sunt un mic pușcăriaș. Mă regenerez mai repede dacă merg așa. Așa mă regenerez mai repede. Da, zici că stau pe loc. Păi, de acum merg așa și mă și mișc și mi se și regenerează aia instant. Adică mai rapid decât normal. Fuck. Scoate mai odată. Așa. În față. E bine că nu e niciun dinozaur. Să vede cutia? Nu. Ba da. Hai. Nu, era doar o umbră mai ciudată. Dă shotgun încă o dată. Ok, nimic pe aici. Caracterul meu e aici. Câți metri? A, deci eu sunt undeva. Hai, mă, că scria câți metri. Bă, scria, mă, înainte. Și mi-am pus pe mapă un checkpoint. Da, e un punct roșu pe acolo. Dar nu-mi scrie distanța. God. Bun, bă, mamă, că trag ăștia, bă. Acum mă întreb... ce-i un dinozaur mort? Acum mă întreb dacă îi trag gen în el sau pe lângă el. Ăla ori e mort, ori doarme, dar nu cred că ar dormi așa cum piciorul în sus. Ar fi puțin ciudat, zic. Poate iau și eu un trofeu. Ar fi ceva. Să sperăm că nu doarme. Bă, ce frumos era. Se mișcă. Adică îl pot mișca. Opa. Bă, câte picioare ai, mă? 3? 4? 4? Să-i dau piciorul ăsta mai așa. Pot să-l împing de aici. Da. Da, îl pot împinge. Aparent... e mort. Ce jujuc. Salvi. Bun, în fine. Ar trebui să merg să-mi iau itemele. Ar trebui, naiba. Sau dacă nu, dau de o zonă de aia șmecheră, dar nu cred că e în partea aia alta. Bun, eu vă las cam aici și cu episodul ăsta ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și baftă! Pa!